Salutare băieți și bine v-am găsit aici la un episod de Fortnite for Tiki. Ăsta o să fie primul meu match la arenă, frate. O să dăm un match la arenă să vedem ce skill au băieții de acolo, cam cum joacă băieții și cum sunt eu față de ei. Adică, nu știu, o să mor din prima, adică nici n-am putut să iau jos și bum, vine unul și îmi dă snipe direct, adică ăla deja l-a dat cu snipe, că are skill-ul mare, nu știu, vreau să vedem. Dar înainte să înceapă acest match, vreau să vă spun că puteți să mă susțineți pe Supporter Creator, să băgați codul Pericol. Băgați aici codul Pericol, cine vrea să mă susțină și mulțumesc foarte frumos pentru treaba asta, sunt băieți acolo care au codul meu. Și mă gândesc ca pe viitor, când apare noul Battle Pass, să dau câteva giveaway-uri cu Battle Pass. Se poate da giveaway Battle Pass, iar cei care au codul Pericol pe shop, o să dau câteva Battle Pass-uri giveaway. Stați genuți acolo. Și hai să vedem ce putem face noi la primul match de arena. Nu vă uita, adică dacă sunt băieți care nu mă știu pe mine, să știți că nu sunt... Ia uite, m-a dat direct cu sniper, ești nebun. Deci nu sunt vreun player de ăsta bun, adică nu m-am gândit niciodată că o să joc la arena aici, pentru că eu sunt mai pe Caterinca, așa, mai pe nebunii, dar... Hai să vedem ce putem să facem la Fortnite. Să înceapă meciul! Unde să sărim și noi băieți? Sunt curios dacă poți să-ți faci misiunile. Dacă poți să-ți faci misiunile pe astea de arena. Lăsați-mi voi în comentarii, vă rog, dacă se pun misiunile pe arena. Păi mă duc mai îndepărtat, așa că știți că eu sunt mai pus așa, mai... Duc mai la distanță un pic. Mă duc mai la distanță, să am timp un pic să mă lutez. Că dacă sar la Tilted și la zonele astea unde sar foarte mulți playeri, nu prea ai timp să lutezi, nu prea să norocos la arme și... Na. Hai băiată, hai băiată. Mamă, mai sunt 90, ești nebun la cap. V-am zis că ăștia sunt de-aia pro player, ești nebun. V-am zis că sunt pro player, băieții. Hai să luăm bila asta, avem vreun player pe aici? Hai să luăm biluța asta repede. Ah, sunt două chesturi, am înțeles, e bine. Nu-i rău pe două chesturi? Nu-i rău deloc, să știi. A dat și zona pe mine? Nu cred. Nu cred să am norocul ăsta și zona și toate nebunile. Dă-o cu Pericol pe aterizări pe bile. Hai să vedem ce avem aici, băieți. Bă, da, eu am auzit-o de asta, mă. Am auzit un cufăr pe aici, nu? Să mă, ce mi s-a părut mie. Cred că e mai jos. Aha. Here you are. Oh, ce-am făcut? Mai aude un chest acolo jos, hai să vedem și jos aici ce se întâmplă. Îți, Johnule! Dajele, frate, nu știu, voi cum jucați, mă, băieți? Eu, de exemplu, încerc să joc la are. Shotgun și sniper, cam ăsta e combo perfect. Miniuri și bandaje sau first aid-ul sau ce-o fi. Voi la ce jucați? Să nu știu, poți cărca oamenii. Ce
O să iau asta în locul areului. Totuși albastru. Oh, e zona pe mine. Asta înseamnă că e ok, băieți. Asta înseamnă că e ok. Totuși jucăm la arena, ceea ce înseamnă că playerii aici sunt mai... mai atenți cu ceea ce se întâmplă în jurul lor, cu... Adică nu te poți aștepta să fie capul un meci ăsta de normal. Cam așa ceva ar trebui să sune combo-ul nostru. Sniper, bun, bun, bun. Așa, o, comoară. Am unde să o iau. Ar fi bun așa, da? Comoara, comoara. Cumoara, cumoara, bă, băieți. Hăți. Aș aprecia dacă vă uitați până la final la acest clip și dacă sunt unele greșeli pe care le fac, să mi le spuneți. Bă, uite, acolo puteai să faci așa, știi? Adică, ca să am... cum să zic? Să am de unde să aleg. Să zic, bă, uite, da, mă, într-adevăr, puteam să fac așa, știi? Ca să nu rămân doar pe varianta mea. Pe opțiunea mea pe care am ales-o. Cu mare brânză. Pare că mi-am pierdut areul. Bine, areul avem SMG, da? Bine, ce avem aici? Dă-mă ceva. Am luat așa ca să nu rămân acolo. Hai să luăm și noi areuțul ăsta. Hai, o să lutez tot happy-ul, băieți. Că toți sunt aici. Să lutez pe toți, să vedem despre ce e vorba. E sus, acolo ne... Mi se apropie cineva aici. La arena. La arena nu e, cum îi zice, băieți, la arena nu este ăla de dat respawn. Și aici sunt doar 500 de materiale, mă. Am înțeles. Ce de glonțe am pușat, gata. Sunt pregătit, băie, să mă bag cu oricine. Sunt pregătit să mă bat cu oricine, bă, băieți, oricine. Oricine vrea să o dea cu mine. Bineînțeles că a dat zona la cu camăcăi. Ia uite, am luat 3 hype, am luat top 25, ești nebun. Nu prea am kill-uri, n-am nicio elimination, asta e nașpa, dar n-am ce... Hai.
Ok, uite și acolo un chest care l-am văzut de aici. Și de ce l-am ratat eu? De ce nu l-am luat? Hai să vedem de unde fac rost de niște fier, băieți, fier. Bine că dărâm ăla de fier și-mi dă piramida. Hai să luăm bila noastră. Unde am lăsat, mă, bila, mă, băieți? Unde am lăsat biluța? Unde am lăsat biluța? A, uite acolo, biluța, biluța. Biluța. Belut! Hai că am crezut și eu că pot să trag în China. Așa un pic, că vine zona! Vine zona, bă, băiatule, bă, zona, bă! Hai să vedem cu cine putem bate de aici. Acolo nu-mi place. O să mă pleznească ea. O să mă pleznească ea acolo, băieți. Nu știu dacă vine ea pe aici, dar cred că ar trebui să am timp să-i văd. Dacă vin gen pe aici, să nu-mi dărâme cazemata cu totul. Sunetul pregătit. Hai să ne batem, bă, băieți. Sunt top 12. Pe viață nu m-am bătut cu nimeni. Ne-a notat o meci unde sunt un player foarte bun, să știți. Foarte, foarte bun. Nu reușește nimeni să... N-ar avea cum să mă bată pe mine. Mamă, ce bun. Uite cum schimb armele de repede. Uitați-vă și voi. Deci o dată scot armă, o dată am băgat-o înapoi. Deci n-ai cum să o dai cu mine. Păi dacă mă vede un player direct, își dă alte 4 când mă vede, mă, ești nebun. Hai că frumoasă zonă. Ce se întâmplă, frate, cu jocul ăsta, mă, băieți, mă? View distance-ul e epic, frate. Am ceva ce nu-mi bate la setări, bine? Uite, third rendering. S-au bătut băieții aici jos. I-am auzit, bă, nemernici. Where are you guys? Where are you? De unde ne găsim noi poziție în zonă? Să vedem noi. Bă, cred că aici ar fi cel mai ok. Și avea Ridge acolo, dar trebuie să trec pe lângă băiatul ăla care e pe acolo, cred. Uite ce ți-am zis. Ce-am făcut? Ce ai făcut, pericole?
Hai, că acum nu mai vrei să ne-o dăm. Cam în mijloc aici. Oh, am pierdut-o, bă, băieți, bă. Bă, nu vrea să pună, mă. Bă, ești nebun, mă. Las-o acolo ca să știu unde s-a dus, să știu de unde s-o iau, băieți. Ce asta a fost pe aici? Adevărat că nu știu unde s-a dus. Nu știu, frate, unde s-a dus glonțul ăla. E, acum da. Acum da, mă, băieți, acum da, uite unul acolo. Top 5 elimination. Unde e băiatul ăla? Where are you guys? Hai că am intrat și eu dacă e. Dacă am văzut pe cineva acolo. Asta mai lipsea, mă, să vină unul aici, ești nebun? A venit acolo, mă. Mamă, dacă mă împușc unul din direcția aia, uite și tu cum stau aici. Ai, de ce ai tras capul, bă, bobiță, bă? O fi văzut, mă, băieți? O fi văzut? O fi văzut? Zona e încolo. A, și-a dat de ăla, mă. Eu am bila pe aici, uite bila. Eu m-am bazat pe bila, băieți, să știți. Care dau geană pe tine, aia ce fac, mă, fac timp? Mai e unul și nu știu unde e și ăla s-ar putea să stea pe mine. E pe alb băiatul ăla, săracu, e pe alb. E pe alb. Cu ce a tras ăla, mă, nebunul? Nu spui că s-a... A, nu e acolo încă. Ai, de ce l-am ratat? Unde sunt băieții mei?
Băieții mei! Unde sunt băieții mei? Eu nu pe aici, pe la mine, dacă nu mă înșelă. Nu mai pot să o iau. Era bună bila, era foarte bună bila. Aș vrea să mă bat eu cu toți. Primul meci de arenă, ia uite-l, hăt! Primul meci de arenă, băieți, am avut 3 kg, n-am avut foarte multe, am jucat așa mai retras, mai, dar am vrut să văd ce fel de player sunt aici pe arenă, pentru că ăsta e primul meu meci pe arenă, băieți. Dacă v-a plăcut episodul, hai să ieșim și noi de aici. Dacă v-a plăcut episodul, lăsați și voi un like acolo. Dacă aveți ceva chestii care m-ar putea ajuta, niște comentarii acolo, nu ezitați să mi le lăsați. Băi, uite, puteai să faci așa, era mai ok dacă făceai așa pentru că te ajuta mai târziu, sau știu eu chestii, voi știți mai bine care aveți ceva de spus. Nu uitați să apăsați și voi un like, nu uitați că mă puteți susține pe Item Shop la Supporter Creator să băgați codul Pericol, aș aprecia foarte mult. Iar odată cu noul Battle Pass o să facem niște giveaway-uri pe canal și voi da la player Battle Pass. Deci dacă n-ai avut niciodată un Battle Pass, bagă Pericol pe shop acolo, trimite-mi o poză undeva pe Discord, pe Instagram, oriunde, iar eu o să te bag în tragere la sorți acolo și când apare noul Battle Pass facem giveaway-uri cu câteva Battle Pass-uri pentru voi. Bagă Pericol pe shop, nu uita de butonul de like și de subscribe, iar noi ne auzim în episodul următor. Pa! Hai, 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 hai!